Ziua, dragi prieteni, rac, haideți să vedem la dragoste pentru rac, ce mai fac, ce mai face dragostea dumneavoastră. Gândiți-vă la persoana pe care o iubiți, haideți să vedem ce face acea persoană, dacă vă iubește, dacă se gândește, dacă vă caută, nu vă caută, iubire sau ură, da? Vă iubiți sau nu vă iubiți, haideți să vedem. Hai să și scot asta, dacă tot am vrut să scot. La rac, da? Această persoană, deci el s-a săturat de situație, de o situație, de probleme, de ceva trecător, supărări trecătoare sau o despărțire trecătoare, o nu despărțire, dar cum să spun, îndepărtare, mai bine zis, îndepărtare, da? Poate v-ați îndepărtat de această persoană. Am pus ceva dintr-o. Ia, hopa. Se gândește, deci ea se gândește la despărțire, dar și la luptă. Vrea să lupte pentru dumneavoastră. Poate fi o persoană mult mai tânără, femeia, sau poate fi o persoană care are copii. Da? Sau ambii aveți copii, există copii. Pot fi copiii dumneavoastră sau copiii din alte căsătorii. Există relație sexuală în această relație, există dragoste adevărată și există el care se gândește tot timpul la, cum să spun, la o schimbare. Deci el își dorește o schimbare. Deocamdată stă și așteaptă, stă și așteaptă, a obosit să lupte, a obosit să... nu știu, sau s-a speriat, s-a obosit de atâta dragoste cât a primit sau cât a dat. Oricum, dragoste există adevărată, cu realizare, veți fi împreună, vă iubiți reciproc, da? Și o să fie foarte bine. Aici, vedeți, au căzut singure asta, asul de cupe și stelele, am văzut stele, nu știu de ce. Vedeți? Binecuvântare cu transformare. Deci, dacă acum există o schimbare, deci se schimbă situația. Cum este situația acum? Este mai grea, văd că? Cu ambii parcă v-ați despărțit sau ceva vă desparte sau sunteți mai multă răceală, poate însemna că sunt niște nori trecători. După care va avea loc o transformare importantă care vă va schimba lumea. Asta poate fi în două feluri. Ori veți rămâne cu această persoană și se va transforma în bine totul, sau vă despărțiți și fiecare va avea o dragoste a lui, altă dragoste. Da? Pentru că se poate, acum depinde de situație foarte tare, de situația în care sunteți. El se gândește să se schimbe. Dacă, de exemplu, a fost tradițional și i-au plăcut unele lucruri, acum se gândește să fie altfel, să fie mai deschis, mai cu lumea, mai sau să fie să vă facă pe plac pentru a rămâne împreună. Deci el își dorește să rămâneți împreună și dumneavoastră, da. Chiar dacă este o răceală deocamdată poate fi o răceală, poate fi că ați ajuns la un, cum să zic, dumneavoastră poate aveți o relație bună, o relație solidă, dar trebuie să mai lucrați încă la această relație. Încă nu este foarte bine, foarte, 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 da? Sau poate fi că sunteți în răceală și după aceea va fi bine. Oricum, văd foarte bine. Cam asta a fost pentru RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.